Ce părere aveți de propunerile făcute de diferitele partide și de felul în care a fost adoptată în final hotărârea? Știți cum e? Trebuie să inițieze aceste proiecte de hotărâre, aceste inițiative, trebuie să aduci justificare, documentații. Eu pentru inițiativa pe care am propus-o Consiliului Local am muncit aproximativ 2 ani de zile, în ultimele 4 luni intens chiar, și am ajuns la maturitate, să spun, am propus-o argumentată, justificată, legală, toate lucrurile care apar așa peste noapte, suntem oameni maturi și nu putem să ne jucăm doar cu vorbele goale, doar faptul că suntem în campanie electorală. Aveți mandat până în martie să negociați prețul la apă. Când intenționați să faceți acest lucru și care este, din punctul nostru de vedere, prețul corect pentru Megidia la apă? Să știți că toată lumea m-a acuzat că eu aș fi propus 1 leu metru cub la apă. Niciodată, în toate alocuțiunile mele, nu o să descoperiți faptul că eu am zis doar la peștera, prețul apei era 1 leu. Atât am gestionat, atât am știut. Mai departe am zis, în niciun caz nu poate fi prețul apă 10 lei, de 10 ori mai mult. Și am zis, prețul corect. Întotdeauna am spus acest lucru, pot argumenta, sunt file de ziare scrise cu miile și pagini de Facebook cu milioanele, probabil, din România. Acest demers este rațional și am adus un preț. Nu vreau să dau numele operatorului, dar funcționează chiar în București. Este un preț pertinent. 5,6 lei metru cub. Apă, canalizare plus TVA. Intenționați ca acesta să fie prețul și la Megidia? Nu. Eu vreau să fie mai jos. Dar nu puteam să vin cu un preț mai jos, spunând că vor ieși în pierdere. Și atunci, dacă operatorul ce operează în zona Megidiei nu poate susține la acest preț furnizarea apei, poate să se retragă, aducem operatorul din București la Megidia, care funcționează foarte bine de, cred că de vreo 15 ani și este în profit și atunci nu se supără nimeni. De ce să ne supărăm dacă unii construiesc mai scump și unii mai ieftin? Îi luăm pe ea mai ieftin și mai de calitate, nu? Credeți că și calitatea va fi aceeași pentru oameni? Dacă luăm în calcul calitatea, este supusă unor instituții foarte riguroase, e vorba de DSP, care verifică calitatea apei, calitatea oricărui produs ce se furnizează și oricărui serviciu ce se furnizează populației. Okay. Au fost câteva acuzații legate de momentul la care ați ales să inițiați această hotărâre, de ce acum ar fi prima parte a întrebării și a doua parte, de ce faceți acest lucru? Este doar urmarea promisiunilor din campanie? Este vorba despre altceva? Care este situația acum? Este o datorie față de cetățeni. Inițiativa acestui proiect a început acum 3 luni de zile. Există la documentație depusă la registratura primăriei de 90 de zile. E ajuns la maturitate și la argumentația juridică, pentru că nu ne jucăm cu lucruri de genul acesta. E vorba de supraviețuire. Aerul și apa sunt vitale. Faptul că ce-ar fi fost bine acum? Că e campanie electorală să mai prelungesc suferința oamenilor încă 2-3 luni, să le fac pe plac unor mercenari din presa județeană, eu cred că e mai normal să mă achit față de cetățenii Megidiei care au încredere în mine într-un procent covârșitor. Ați venit cu o propunere suplimentară care nu a fost acceptată. De ce ați venit cu acea propunere în ședința de Consiliu? Deci, în primul rând, am anunțat că suntem de acord cu votarea hotărârii de Consiliu inițiată de primarul municipiului Megidia. Un lucru așteptat de foarte multă lume din presă și de colegi consilieri sau de populație, în primul rând. Și am demonstrat că vrem să votăm acest proiect, că dorim să se negocieze tarifele pentru serviciul de apă și canalizare. Însă am venit cu un amendament, pentru că dacă tot ne pasă de cetățeni, trebuie să ne pese pentru toate serviciile de utilități publice. Nu a fost un amendament care nu ar fi putut fi votat, pentru că practic orice serviciu de utilitate publică poate fi negociat cu autoritatea publică locală. De ce în cadrul aceleiași hotărâri și nu separat? Pentru că acum s-a creat oportunitatea
și s-a discutat despre servicii de utilități publice. Deci, în momentul ce nu a fost votat, veți reveni cu această idee pentru a-l vota ca și proiect separat? Discuțiile purtate cu colegi, în momentul în care am văzut că a fost respins amendamentul, am hotărât că vom iniția o hotărâre de Consiliu. Din punctul nostru de vedere, care ar fi prețul corect pentru apa furnizată oamenilor din Medgidia? Deci să știți că eu nu am un punct de vedere privind quantumul prețului, având în vedere că nu cunosc toate elementele de calculare a acestui tarif. Deci trebuie să fie acolo, să știi care este valoarea pe fiecare componentă în parte, costurile materiale, costurile cu salariile, deci nu am cum să vă dau un punct. Ca și locuitor, vi se pare că e un preț mare, mic, acceptabil? Eu, în condițiile în care sunt un om care vin la al treilea mandat de consilier și care am votat strategia de tarifare în mandatul trecut, am votat-o cu simț de răspundere și știam ce presupune acest lucru, în sensul că numai printr-un operator regional putem să accesăm fonduri europene. În niciun caz nu putem accesa fonduri europene pe municipiu sau pe o localitate. A fost un motiv temeinic pentru care am aderat la acest lucru. Și pe de altă parte am și constatat că de fapt operatorul regional din zona noastră are tariful la, dacă vreți, e pe locul 17 pe țară la nivel tarifar. Și am considerat că este în condițiile în care vin fonduri europene, deci practic intră bani în țară și toți banii ăștia care intră în țară înseamnă tot un beneficiu la economia locală, pentru că sunt bani care intră în economia locală a județului, cuantificată cu activitatea operatorului, consider că este, nu știu, un preț corect. Considerați că o scădere a acestui tarif ar putea să aducă de servicii locuitorilor de GDI? Dacă vreți o părere personală și așa, pentru că sunt finanțist și pentru că eu totuși cunosc modul în care se finanțează atât fondurile europene cât și cofinanțările din alte surse financiare, respectiv